poate și mai poezie vă puteți să închipuie. Deci asta, într-o cinstirea și pomenirea Părintele Dumitru Stăriloae, când ne aducem aminte de Părintele Dumitru Stăriloae, spontan ne transferăm în atmosfera Bisericii Ortodoxe, unde trăim, cităm, crezul drept-măritor după teologiile inspirate ale Sfinților și ale Bisericii, așa cum se spune în Sinodiconul Ortodoxiei. Crezul Bisericii este unul, dar teologiile inspirate ale Sfinților sunt multe. Fiecare se mișcă și se exprimă în felul lui. De aceea vorbim despre florile cu nenumărate miresme ale Paradisului. Apropiindu-te de Părintele Dumitru Stăriloae, nu întâlnești vreo învățătură anume sau vreo expunere de canoane și rânduieli, ci simți mireasma Duhului. Vezi cum harul adevărului schimbă și transfigurează pe om. Ai în fața ta o persoană sfântă care mărturisește cu blândețe cum trăiește el taina mântuirii. Nu-ți transmite adevărul pe care le-ai auzit sau le-ai citit, ci îți arată cum trăiește însuși, el însuși, în demnul biblic, gustați și vedeți că bun este Domnul. El a gustat și a fost gustat. Cunoaște și trăiește faptul că Domnul este bun. Această bunătate a Domnului o exprimă cu toată viața și teologia Lui. Nu ne îndeamnă să imităm modul în care ne oferă El propria experiență, ci ne îndeamnă să trăim noi în Hristos, să ne bucurăm de viața noastră, să ne mișcăm liber și să vorbim limba noastră a fiecăruia. Cei ce cred vorbesc în limbi noi. Chipul și viața Lui întreagă te inspiră, deoarece o vezi luminată și desfășurată sub lumina cea neînserată. Se naște într-un sat din părinții evlavioși, creștini ortodoxi. Este educat și își formează caracterul în atmosfera iubirii dumnezeiești. În lumina Harului se cunoaște pe sine însuși lumea întreagă. Lucrul acesta îi dăruiește o constituție puternică și un simț critic dezvoltat care îl ajută să se miște liber între oameni și în problemele epocii sale. Este din fire genial. Prinde cu ușurință lecțiile, știința. Trece foarte repede peste treptele școlilor. Vocația sa personală și dorința familiei și a mediului bisericesc mai larg în care trăiește, este să devină preot. Ca elev se distinge între cei de vârsta lui, are carisme naturale și interese duhovnicești. Are o capacitate deosebită de a învăța din străine și este interesat de filozofie și de artă. Nu rămâne la acest nivel. Nici nu le comentează, nici nu le promovează. Le valorifică ca posibilități pentru a descoperi mărgăritarul de preț. Primește în țara lui educația teologică ortodoxă. Când se află pentru studii în Germania, cunoaște teologi protestanți și romano-catolici. Vede devierile teologice ale heterodoxilor și căutările esențiale ale filozofilor. Se lasă ajutat de toate. Nu este atras de rătăcirile sau crederile omenești. Înțelege și îndreptățește căutările oamenilor în câmpul teologiei, al filozofiei și al artei. El însuși a aflat răspunsul ca plinătate de viață și libertate în biserică. Nu este deranjat de potrivniciile pe care le întâlnește, ci se ajută de acestea ca să se înrădăcineze mai mult în tărâmul Harului, să ofere tuturor roadele Duhului. Foarte de timpuriu, descoperă Harul ascuns al Sfântului Grigore Palama, care recapitulează cu viața cu lucrarea sa, teologia și spiritualitatea ortodoxă. Are dispoziția necesară și capacitatea să lucreze, să aducă la lumină acest tezaur uitat. Merge la Paris, descoperă textele needitate ale Sfântului, le studiază în manuscrise, le traduce și le comentează. Scoierile pe care le face în general la textele patristice sunt creație personală a sa. Arată cât de mult le înțelege și le iubește. Se află în întregime în comuniunea Sfinților. Acolo se odihnește, se întărește și se maturizează. De aceea, nezgomotos, emană valuri de mireasmă care arată trăirile de negrăit ale Raiului,
pe care nu este omului îngăduit să le grăiască. Nu acceptă duhul răutății care urăște eliberarea și îndumnezeirea omului. De aceea, părintele Dumitru Stăniloae este condamnat și dus în închisoare de puterile Întunericului care vor să nimicească pe om. Dar toate acestea trec și rămâne adevărul lui Dumnezeu omul, Domnul, ca iubire întrupată, care pe toate le suferă pentru a mântui pe toți. Mulți spun că părintele se exprimă greoi. Cred mai curând că vorbește liber și personal. Arată oamenilor minunile pe care le întâlnește în viața cea cu Hristos. Se simte frate cu toți ceilalți. Mărturisește acest lucru cu o claritate absolută. Cităm. Eu sunt viața celuilalt și celălalt este viața mea și Hristos ca persoană, nu numai omenească, ci și dumnezeiască, este viața noastră. Exprimă cu dragoste și simplitate problemele existențiale pe care le are omul și oferă tuturor soluția pe care o găsește în biserică. A primit arvuna vieții și a împărăției viitoare. Trăiește faptul că Dumnezeu este iubire și că omul este învăluit de dragostea dumnezeiască. Se dăruiește pe sine celorlalți și ceilalți se dăruiesc la rândul lor. Unele mărturisiri personale și dăinuiri luminează viața sa în întregime și opera sa. Cităm. Mântuirea înseamnă relație, comuniune strânsă cu Iisus Hristos și nu a te conforma individual unei învățături anume. Dacă textele lui sunt dificile, cuvântul vieții și exemplul lui este limpede și mângâietor. Când vorbește cu greutate, ne spune clar că trebuie să ne ostenim într-o nevoință. Avem de parcurs un drum pentru a ajunge la destinația finală. Cine vrea să se apropie și să cunoască pe Părintele Dumitru, ca Părinte duhovnicesc și rugător, are de parcurs un drum. Ascultă îndemnul, urmează petrecerea mea, ca și când ar spune. Înaintează în biserică. Ridică cu răbdare crucea ta personală. Cere ajutorul dumnezeiesc cu rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Trebuie să ai răbdare. Și va veni cercetarea cea dumnezeiască în chip de binecuvântare personală. Va umple cu bucurie și va întări credința ta. Atunci îl vei descoperi pe Părintele Dumitru ca pe un frate mai mare, ca pe un părinte duhovnicesc. Vei înțelege teologia lui. Vei cunoaște misiunea lui. Părintele Dumitru Stăniloae se descoperă ca un dar al cerului și ne face cunoscută înțelepciunea mult felurită a lui Dumnezeu. Este model de teolog, deoarece este model de credincios. Prin prezența lui explică tainele de neînțeles ale vieții. Nu a ajuns să cunoască pur și simplu pe părinții bisericii, ci a dobândit etosul lor. Modul de viață arată întruparea cuvântului, îndumnezeirea omului și abolirea morții. Este căsătorit și se ocupă cu filocalia părinților nimtici. Este un teolog talentat și distins, dar petrece ca un simplu levit împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ajunge la adânci bătrânețe, dar are un duh tineresc. Adoarme în Domnul, pleacă, dar rămâne prezența lui ca o binecuvântare nestricăcioasă. Este iubit de monarhi și de mireni, de ortodoxi și de heterodoxi. Credința via lui se exprimă ca mărturisire și nu ca împotrivire în cuvânt. Astăzi se scriu multe tratate teologice și teze de doctorat despre teologia dânsului. Toate sunt bune și binevenite. Dar nu trebuie să uităm izvoarele tainice care hrănesc și constituie binecuvântarea veșnică. Ne trimite la începutul vieții, care îl duce carismatic până la sfârșit, deoarece cunoaște pe Cel care este Alfa și Omega al tainei vieții. Mărturisește. Mă inspir încă și astăzi
din viața familiei mele, a satului și a poporului meu. Distinși tovarăși de drum, care îl înconjoară tainic pe părintele Dumitru, sunt niște oameni din popor necunoscuți pentru școlile lumii. Aceștia se află în Sfânta Sfintelor a fericirii viitoare. Ei vădesc harul bisericii și mângâie lumea. Ei propovăduiesc fără glas, împreună cu părintele Dumitru, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca tot ceea ce crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Fie ca noi toți să avem rugăciunea tuturor Sfinților. Amin.